Iubitorii de teatru sunt invitați la Soroca la Festivalul de Teatru Rampanistreană. Festivalul, care este la 22-a ediție, va avea loc la Palatul de Cultură duminică 26 martie, începând cu ora 11. Spectatorii vor fi delectați cu șapte spectacole distincte, jucată de șapte teatre din Soroca, Drochia, Ungheni, Hâncești și Cahul. Festivalul, organizat cu suportul Consiliului Raional Soroca și Secția Cultură și Turism, va fi desfășurat în preajma Zilei Mondiale a Teatrului, care este marcată în fiecare an la 27 martie. Cu prilejul zilei mondiale a teatrului sunt organizate diverse manifestări în vederea conștientizării valorii teatrului în toate formele sale și pentru a permite comunităților de teatru să-și promoveze activitatea în întreaga lume. Festivalul de teatru Rampanistreană va avea intrarea liberă.